Trei tineri care au furat catalizatoare auto de pe mai multe mașini parcate au ajuns după gratii. Cei trei acționau pe raza orașului Timișoara. Polițiștii municipiului Timișoara au reținut trei bărbați în vârstă de 22, 26 și 29 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat în formă continuată. Ulterior, magistrații au dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. În fapt, în noaptea de 1 august, în jurul orei 2:30, polițiștii municipiului Timișoara, secția 5 Poliție Urbană, au prins în flagrant delict trei tineri în timp ce ar fi sustras componente auto, respectiv catalizatoare auto de pe autoturisme parcate în municipiul Timișoara. Astfel, în momentul în care au observat echipajele de poliție, tinerii au fugit, abandonând catalizatoarele sustrase. Polițiștii au reușit prinderea a doi tineri în vârstă de 22 și 29 de ani, urmând a efectua verificări în vederea identificării și depistării și celui de-al treilea tânăr, bănuit de comiterea faptei. Ulterior, în urma cercetărilor efectuate, polițiștii au reușit identificarea unei persoane care ar fi participat cu cei trei la săvârșirea unor astfel de fapte, respectiv un tânăr în vârstă de 26 de ani. În urma probatoriului administrat în cauză la data de 1 august 2024, sub coordonarea procurorului, cei trei tineri au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat în formă continuată. În aceea zi, a aceștia au fost prezentați magistraților care au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de cei trei tineri. Tinerii au fost introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii întregii activități infracționale a acestora, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. În perioada iunie-iulie a anului curent, la nivelul secției 5 Poliție Urbană Timișoara, au fost înregistrate alte 11 plângeri similare. Pentru a preveni, astfel de infracțiuni de furt, vă recomandăm să parcați mașina în zone bine iluminate, aproape de intrările clădirilor sau de cel mai apropiat drum public, pentru a putea fi observată de cât mai mulți oameni, iar dacă aveți un garaj, parcați autoturismul acolo. De asemenea, instalați un sistem de alarmă pe autoturism sau un dispozitiv antifurt pentru catalizator. Nu ezitați să apelați 112 când observați că mașina dumneavoastră nu mai are catalizator și să furnizați polițiștilor orice detalii care ar putea duce la identificarea autorilor furt. трансмит репрезентанци и пежети